Flăcări uriașe în parcarea subterană a unui bloc de la ieșirea din Constanța. Zeci de mașini s-au făcut scrum, iar fațada blocului a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii au activat acolo planul roșu de intervenție și au evacuat oamenii din case. Locatarii erau foarte speriați pentru că din parcare se auzeau și bubuituri. Peste 200 de pompieri, jandarmi și paramedici au intervenit în cazul acestui incendiu, iar 250 de oameni, printre care și 70 de copii, au fost evacuați din bloc. 6 locatari au ajuns acum la spital. Focul a pornit de la una dintre mașinile din parcarea subterană. S-a extins rapid și la celelalte autoturisme și chiar la fațada blocului. Sute de oameni s-au trezit cu fumul în apartamente, iar unii nu au mai putut ieși din case. Un incendiu la un ansamblu de locuințe format din 5 scări de apartamente, în total 150 de apartamente. Am alocat la fața locului 35 de autospeciale. Pompierii au activat planul roșu, iar peste 200 de forțe de ordine au fost mobilizate pentru a ajunge la blocul care ardea. Avem 36 de autoturisme, 25 în subsol și în parcare și celelalte 11 au fost pe laturile exterioare ale blocului. Oamenii spun că s-au trezit în mijlocul infernului. Sunt în stare de joc, nu mai dau seama ce s-a întâmplat. V-au evacuat cu scara, v-au scos acolo. Da. Cum s-a auzit? Am auzit doar o bubuitură și dormeam, dar nu știu exact de la ce s-a întâmplat. Pe la ce oră s-a întâmplat? La cât ați... Noaptea, așa cam... 6 persoane au ajuns la spital cu atacuri de panică sau intoxicați cu fum. Au fost 6 persoane asistate medical inițial, dar și celelalte persoane care au fost evacuate, fiecare în parte, sunt evaluate. Autoritățile locale le-au oferit celor care au rămas fără case în prag de sărbători posibilitatea să se cazeze temporar în două locuri din oraș.